Bună, dragii mei, și bine v-am găsit din nou la un nou video. De data aceasta vom face ceva de care mie mi-e foarte, foarte dor și care e punge așa pe suflet. Vom face o rețetă simplă, veche, tradițională, dar super gustoasă. Și anume, astăzi vom face supă de pui cu tărhană. Tărhană se zice aici, în partea noastră, Ardealului, a Banatului. Tărhană sunt acei tăiței proaspeți care se răzălesc direct în supă. Haideți să vedeți cum vom face și de ce ingrediente avem nevoie. Să începem! Pentru că este o rețetă simplă, tradițională, la fel cum făcea pe vremuri bunica mea, nu vom avea nevoie de multe ingrediente. Și anume, avem 2 pulpe întregi de pui, 3 morcovi mari, 2 cepe medii, o legătură de leuștean, 300 de grame de făină, un praf de sare și 2 ouă. Din doar aceste ingrediente vom face o minunată supă de pui cu tărhană. Să începem! Am curățat cele 2 cepe, acum urmează să curăț cu cuțitul acesta economic și morcovii pe care doar îi voi tăia în jumătate. Din păcate, din nou, sunt singură acasă, mă filmez singură și nu are rost să mă chinui să filmez cum curăț eu morcovii, toată lumea știe să-i curățe, revenim. După cum vedeți, am curățat, am tăiat morcovii, eu i-am lăsat așa jumătăți mai mari și am crestat puiul, l-am crestat până la os. Am curățat ceapa, am curățat morcovii, am tăiat, am crestat puiul și acum mergem la aragaz. Haideți cu mine! După cum vedeți, am pregătit aici o oală în care am pus apă. Apa este rece și acum pur și simplu punem toate ingredientele în apă, ca pentru supă. Punem puiul prima oară. Așa. Punem morcovii. Bineînțeles, dumneavoastră, dacă aveți păstrănac, țeler sau doriți să puneți alte legume, puteți să o faceți. Eu am vrut o variantă cât mai simplă. Legumele acestea le-am avut acasă, așa că pe acestea le-am folosit. Deci am pus puiul, morcovii, ceapa. Acum vom pune sare, piper. După cum vedeți, am pus sare și piper. Unora nu le place piperul în supă, dar pentru mine supa de pui fără piper nu are gust. Așa că am pus sare, piper și acum vom pune un capac și vom lăsa să fiarbă la foc mediu spre încet, până când carnea de pui este fiartă, bineînțeles. Punem și un capac, lăsăm să fiarbă. Am pus un capac, după cum puteți vedea, vom lăsa să fiarbă până când carnea este fiartă și morcovii, bineînțeles. Între timp mă voi ocupa de tărhană. Haideți să vă arăt. După cum vedeți, am pus cele 300 de grame de făină, 300-350 de grame de făină. Am pus în mijloc un praf de sare, după cum se poate vedea. Iar acum voi sparge cele 2 ouă. Încerc să sparg oul cu o singură mână, pentru că cu cealaltă filmez. Sper să îmi iasă. Puteți să folosiți și un singur ou. A căzut o mică coajă pe care am îndepărtat-o. Puteți să folosiți și un singur ou, dar am zis să folosesc 2 să fie cât mai galbenă, cât mai faină tărhana. Deci, am pus făină, am făcut o gaură în mijloc, am pus sare, 2 ouă întregi și acum vom începe să amestecăm încet, încet, pe rând, ouăle cu făina. Prima oară încercăm să batem așa puțin ouăle cu mâna și apoi luăm treptat de pe margini făină, ușor, ușor. Este ca o pătură de tăiței normală, tradițională, până când încorporăm toată făina și se va forma un aluat. Deci ce culoare frumoasă au ouăle, super!
Dacă cumva mai necesităm puțină apă, putem pune puțină apă. Nu e nicio problemă. Și tot așa până formăm aluatul. Revenim. Înainte să închid, vreau să vă spun că această tărhană e o specialitate tradițională de aici, din Banat, din Crișana, Ardeal. Acum nu zic că nu se poate face și în alte părți, poate se face și nu știu eu. Dar eu această tărhană, noi așa o numim, o știu de la bunica mea. Ea o făcea destul de des și na, nouă ne place foarte, foarte mult. E o variantă mai rapidă, sănătoasă și foarte gustoasă. Ia priviți, vedeți? Încet, încet se formează aluatul. Acum o să am nevoie de ambele mâini, așa că o să închid și o să revin cu aluatul format, să vă arăt cum trebuie să arate. Revenim! Ia priviți, am format și am frământat pentru vreo 5 minute aluatul. Trebuie să fie un aluat tare. Deci nu piatră, dar un aluat tare. Să nu fie un aluat moale, să nu curgă, un aluat cât mai tare, pentru că acest aluat îl vom da pe răzătoare, dragii mei. Așa că avem nevoie de un aluat tare. Îl lăsăm să se odihnească până când puiul nostru fierbe. Strângem pe aici, facem curat și mergem să punem și leușteanul în supă. Deci lăsăm aluatul să se odihnească. Normal trebuie lăsat să se odihnească 20 de minute, 30 de minute. După aceea îl vom da pe răzătoare. A venit momentul să punem și leușteanul în supă. Vom lăsa în continuare să fiarbă. Iar între timp eu voi merge să-mi fac o cafea și să mai stau la povești cu voi. Am venit să-mi fac o cafea între timp, după cum puteți vedea. Facem o cafea micuță, după care o să vă mai spun detalii despre mama, pentru că știu că mulți dintre voi sunteți curioși, m-ați întrebat în comentarii. Vă mulțumesc încă o dată și încă o dată din suflet pentru toate comentariile voastre, pentru toate urările voastre de bine. Dumnezeu să vă dea sănătate, putere, fericire, tot ce vă doriți. Cafeaua este gata. Vedeți cât de bine arată. Și acum mergem puțin la povești. Haideți! Ne-am făcut cafeluța, am ieșit puțin la aer în timp ce fierbe supa, e pe foc. Ne savurăm cafeluța și vă povestesc despre mama. Deci, multă lume nu a înțeles, a intrat mai târziu, nu a văzut videoclipurile, nu le-a văzut toate videoclipurile de la început. Mama nu s-a simțit bine. Absolut deloc bine. O durea brațul, picioarele, genunchii, se simțea tot mai obosită, mai slăbită și așa mai departe. O stare generală de rău. A fost la medicul de familie, iar medicul de familie i-a recomandat să facă un set întreg de analize și pentru acest lucru cel mai bine ar fi ca ea să se interneze în spital. Asta s-a și întâmplat și a făcut o programare. După Paște, imediat, s-a internat în spital. Ea este în spital de aproape o săptămână de zile, a luat perfuzii după perfuzii, tratament și așa mai departe, are și niște probleme cu glanda, tiroidă, niște noduli și așa mai departe, pe lângă multe altele. Așa că această săptămână a fost destul de grea pentru noi, nici tata nu s-a simțit foarte bine. În această săptămână am avut multe, multe pe cap, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că în marea lui bunătate, milă și îndurare s-a îndurat încă o dată și încă o dată de noi și încet, încet sperăm să trecem peste toate cu bine, pentru că fără el nu putem face nimic. Și de aceea țin să mărturisesc că Dumnezeu a fost lângă noi, mâna lui, brațul lui cel tare, cel puternic, ne-a protejat încă o dată. De aceea vreau să-i aduc slavă, cinste și mărire, indiferent de religie. Simt nevoia să mărturisesc acest lucru, să fac acest lucru, pentru că s-a întâmplat un lucru destul de periculos în această săptămână, despre care nu vreau să vorbesc aici pe canal, și Dumnezeu ne-a protejat, ne-a apărat. Așa că vreau doar să-i dau slavă lui Dumnezeu, să vă spun, oameni buni, fiecare treceți prin probleme, prin greutăți, prin orice treceți, uitați-vă sus,
acolo sus. Avem un mântuitor. Avem un Dumnezeu care ne iubește pe fiecare dintre noi, indiferent de rasă, de culoare, de religie, de orice. Suntem creația Lui. Așa că nu vă pierdeți speranța. Ridicați-vă ochii spre cer. Rugați-vă, puneți-vă încrederea în Dumnezeu și totul va fi bine. El spune, chiar de vei trece prin valea umbrei morții, eu voi fi cu tine. Așa că Dumnezeu să fie cu noi, cu voi, cu toată lumea. Dragii mei, mama iese din spital în curând. De fapt, mă pregătesc acum cu supă, cu mâncare, pentru că vreau să o aștept la ieșirea din spital. Bineînțeles că voi filma acest lucru și voi vă veți bucura împreună cu noi, pentru că știu că mulți ați plâns împreună cu noi, v-ați rugat pentru noi. Atunci, cu siguranță meritați să vă și bucurați împreună cu voi și acest lucru îl vom face. Sper din tot sufletul să fie posibil să filmez ieșirea mamei din spital. Ea se apropie, azi, mâine, mama iese din spital, așa că Doamne ajută să fie totul bine, să se simtă bine și lucrurile să meargă spre bine, dragii mei, și pentru noi, și pentru voi, și pentru toată lumea aceasta. Încă o dată vă mulțumesc pentru rugăciuni, pentru comentarii, pentru like-uri, pentru vizionări, pentru susținere. N-avem cuvinte, chiar n-avem cuvinte, măriți să fie Dumnezeu pentru tot. Și acum, bineînțeles, că îmi termin cafeluța și revenim la rețeta noastră de supă de pui de casă cu tărhană tradițională. Haideți! După cum vedeți, supa noastră a fiert, priviți ce culoare frumoasă a primit. Acum scoatem carnea de pui, pulpa de pui, am pregătit aici. Legumele le las înăuntru, doar ceapa o voi scoate și puiul. Așa, ce frumos arată. Am scos puiul, scot ceapa. Mie nu-mi place ceapa, s-o simt în supă, de aceea am pus-o întreagă și apoi o scot. Supa noastră este aproape gata și acum vom da pe răzătoare tărhana. Cam așa arată aluatul nostru de tărhană după ce a stat puțin, vedeți, s-a uscat puțin la suprafață. Deci trebuie să fie un aluat tare și puțin uscat după cele 20-30 de minute de stat. Acum îl vom da pe răzăritoarea aceasta mare. Noi spunem răzălitoare, alții spun răzătoare, cum doriți. Deci îl dăm pe răzătoarea asta mare, nu pot cu o singură mână. O să fac această procedură, după care revin să vă arăt cum arată după ce am răzălit aluatul. Haideți! Ia priviți cât de bine arată târhana, deci este extraordinară! Mai avem puțin de răzălit din aluat, atât, dar arată deja foarte, foarte bine! Continuăm! Priviți, am terminat de răzălit tărhana noastră, iar acum mergem să o introducem în supă. Cam așa arată, sunt bucățele micuțe, foarte faine, au o culoare faină și acum mergem să o introducem în supa care fierbe. O voi introduce așa, cu mâna, pe rând, că nu vreau să se lipească. Priviți, așa. Și asta nu trebuie să fiarbă foarte mult, doar până când se ridică la suprafață și, bineînțeles, târhana este gata și ea. Priviți cât de bine arată. Deci cam așa arată supa noastră. Lăsăm târhana să fiarbă. Nu necesită mult. 2-3 minute, maxim 5 minute, dar 5 minute cred că e mult. O probăm și atunci știm că este gata. Între timp o să vă arăt ce fac eu cu pulpele astea de pui pe care le-am scos din supă. Haideți! Deci, am scos pulpele, s-au fiert foarte, foarte bine, asta și am vrut să iasă toată savoarea. Vom pune sare, am sare din asta faină. Vom pune piper, tot din asta fain. Și vom pune puțin curry. Deci le vom condimenta cu sare, piper, curry și le vom da o crustă în tigaia încinsă cu ulei pentru
câteva minute. Așa arată pulpele mele condimentate. Am pregătit o tigaie încinsă cu ulei și le vom pune în tigaie. Le-am pus în tigaie cu pielița în jos ca să se formeze acea crustă faină, după care, bineînțeles, că le voi întoarce. Le lăsăm cam 2-3 minute pe o parte, 2-3 minute pe cealaltă și pulpele noastre sunt gata. Între timp este gata și supa noastră, dragii mei. Vreau să vă arăt cum arată. Ia priviți. Foarte mult abur. Târhana noastră a fiert și supa arată foarte bine. Urmează doar să o servim. Ia priviți, dragii mei, pulpele sunt gata. Vreau să vă arăt cât de bine arată, ce crustă frumoasă au prins. Și le-am lăsat doar 2-3 minute pe o parte, 2-3 minute pe cealaltă. Din cauza căriului au prins această crustă minunată. Acum le vom scoate pe o tăviță. Ia priviți, așa arată pulpițele. Foarte faină crusta. Foarte gustoase. Și dacă tot am fript pulpițele astea, cum se zice la noi, le-am prăjit, o să fac și niște cartofi pe lângă. Am niște cartofi noi, foarte delicios, și o să-i fac pe lângă ca să avem un meniu întreg. De ce nu? Revenim! După cum vedeți, am curățat niște cartofi, doar i-am curățat de coajă și i-am pus în apă cu sare la fiert. Îi voi lăsa așa întregi să fiarbă, după care vă voi arăta mai departe cum voi face cartofii. Ia priviți, cartofii noștri au fiert. Am pus puține condimente în apa care au fiert. Am pus puțin mărar, sare, piper, ca să prindă gustul acela bun. Acum le vom scoate. Le scoatem și le punem aici lângă pulpele astea de pui, care, cel puțin din punctul meu de vedere, arată minunat. Le scoatem și o să vă arăt cum procedez cu cartofii pe mai departe. Puteam doar să-i frig în ulei. Dar nu sunt atât de sănătoși. O să facem o variantă de mijloc, o să vedeți. Deci, să vă arăt, nu sunt foarte fierți. E foarte important, cartofii nu trebuie să fie foarte bine fierți. Să fie puțin mai tari, deci fierți de 3 sferturi, ca să zic așa. Îi lăsăm puțin mai tari, nu-i fierbem de tot. Îi scoatem din apă, aici pe tavă, și apoi vă arăt mai departe. După ce am scos cartofii care sunt, v-am spus, aproape fierți de 3 sferturi, pur și simplu le voi tăia așa rondele. Nu am mai folosit tocător, le tai așa cu mâna. Le pun pe o tavă și o să vedeți în continuare ce fac cu cartofii. Cum am spus, este un stil puțin mai sănătos decât dacă îi frigeam direct în ulei. Și nici nu vreau să-i las doar fierți. Vreau totuși să le dau o puțină crustă. Ei sunt foarte calzi încă, aproape mari la mână. Ultimul cartof, vedeți că ne arată super! Deci super, crusta asta e super. Așa. Între timp a venit tata și filmează el puțin. Până acum am fost complex singurică. Ce frumos arată pulpele astea prăjite. Îi fac ochii la tata. Deci am tăiat cartofii felii, așa. Și acum vom merge la tigaie. Am pus tigaia cu uleiul în care am fript puiul. Deci uleiul acela de la pui. Pulpele. Și pun cartofii. Îi voi lăsa aici, în tigaie. Voi pune condimente. Imediat vin cu condimentele. Pe cartofi punem puțină sare, bineînțeles, această sare faină de Himalaya. După gust, așa. Punem piper. Punem și puțin piper pe cartofi. Și condimentul secret, boia. Vom pune și puțină boia pe cartofi, dragii mei. O să iau așa cât prind cu mâna, cam o linguriță de boia. Așa. Și acum îi vom lăsa cam 5 minute să se rumenească puțin. Ei sunt aproape fierți, după cum știți. Trebuie doar lăsați
puțin să se rumenească, după care, bineînțeles, că îi putem servi. Revenim! Da. Ia, priviți, dragii mei, cam așa arată cartofii, sunt gata, imediat îi voi scoate. Deci am prăjit puțin pe o parte și pe alta pentru câteva minute, până când s-au rumenit, au căpătat o culoare aurie. Iar acum îi vom scoate, și supa într-un bol și vă voi face prezentarea. Dragii mei, cam așa arată rezultatul, așa arată supa de pui cu târhană, cartofii cu pulpițele de pui. Este un meniu simplu, delicios, rapid, la îndemâna oricui. Iar supa asta este ceva wow, ieși din comun. Până și puiul și cartofii, credeți-mă, sunt foarte, foarte delicioși și mai ales că sunt gătiți într-un stil mai sănătos, în sensul că atât carnea cât și cartofii sunt fierte mai întâi și apoi puțin, puțin trase la tigaie. Vreau să vă arăt cum arată și târhana, priviți ce fain a crescut. Deci târhana este superbă și nu vreți să știți cât este de gustoasă, de delicioasă. E supa mea preferată, de ce să vă mint? Supa copilăriei mele, simplă, delicioasă, făcută în casă, așa că vă invit cu mare, mare drag să o încercați și dumneavoastră. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea. Eu zic că cartofii, carne arată foarte bine, dar mai ales supa, care este absolut delicioasă și pe care vă invit cu mare, mare drag să o încercați. Eu vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați părerea voastră în comentarii, ca de fiecare dată, și să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. De asemenea, vă invit și pe canalul meu de YouTube, care se numește Gătește și Călătorește cu Maria, să vă abonați și acolo, să mai vizionați videoclipuri din vacanțele mele, călătoriile mele și așa mai departe. Din păcate nu am prea reușit să postez pe acolo pentru că știți foarte bine care e situația, dar cu ajutorul lui Dumnezeu sper ca pe viitor să mai pot posta. Așa că, dragii mei, eu vă invit la masă, vă spun poftă bună și la revedere! Vă pup! Pa, pa!